Codul galben de furtuni cu descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină se extinde de la această oră pentru mai mult de jumătate din țară. Colega mea Alina Șerban, meteorolog ANM, este alături de mine cu toate datele. Alina, cum arată situația în momentul acesta și ce ne așteaptă orele următoare? Bun găsit tuturor! Ei bine, și astăzi avem parte de vreme în general instabilă, cu fenomene specifice în mare parte din țară, însă în partea de vest și de sud-vest a teritoriului foarte probabil ca acestea să devină mai intense, astfel încât Administrația Națională de Meteorologie a actualizat mesajul de cod galben la ora 10, valabil până mâine de dimineață la ora 10, interval în care în Banat, în Oltenia, în Crișana, în vestul Transilvaniei și al Munteniei, vom avea fenomene de instabilitate atmosferică ce pot deveni mai intense, acest lucru însemnând averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului izolat, chiar vijelii și căderi de grindină și inclusiv cantități mai însemnate de apă ce pot fi înregistrate atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare, vorbim de 25-30 și izolat pe peste 40-50 de litri pe metru pătrat, repet, în partea de vest, de sud-vest a teritoriului. De altfel, și în celelalte regiuni vom avea fenomene de instabilitate atmosferică, însă pe arii mai restrânse și foarte probabil la intensitate mai redusă. Fenomene de instabilitate atmosferică vom avea și în zilele următoare, cu precădere în jumătatea de vest a țării, astfel încât temperaturile în acele regiuni, în vest, în sud-vest, vor fi ușor mai scăzute decât în celelalte, pentru că vorbim de temperaturi maxime ce vor atinge valori de 28-29, chiar 30 de grade. Estimăm că valorile de 30 de grade vor fi înregistrate vineri, foarte probabil, în jumătatea de est a teritoriului, prin Moldova, prin Muntenia, foarte probabil, în condițiile în care în celelalte regiuni vom mai avea sisteme noroase și averse însoțite de descărcări electrice. Și în zona capitalei, la fel, vorbim de o vreme schimbătoare, aș putea spune, cu fenomene de instabilitate atmosferică. Astăzi, aproape pe tot parcursul zilei, mai rece decât ieri, o temperatură maximă de 23-24 de grade și mâine, asemănător cu astăzi, atât din punct de vedere al precipitațiilor cât și termic, vineri foarte probabil că în capitală se mai încălzește, vom avea o temperatură maximă de 27-28 de grade, iar weekendul vine cu temperaturi ușor mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, dar nu vor lipsi nici ploile din peisaj.